deși nu cerceta, s-a transformat în ascultă și nu te trata la Mănăstirea Cârnu din Buzău. O măicuță care și-a rupt piciorul o acuză pe stareță că nu i-a dat voie să meargă la doctor. O săptămână a durat chinuri atroce până când două călugărițe și un preot au dus-o la spital. Supărată că i-a ieșit din cuvânt, cea care conduce lăcașul de cult le-a mutat disciplinar pe cele trei măicuțe la o altă mănăstire. Când au aflat de ordinul absurd și pedepsele stabilite de stareță, credincioșii din comun au dat buzna pe steia să-i ceară socoteală. Am insistat că este momentul să merg la doctor, că de trei zile am aceleași dureri la picior. Că dacă pot să calc în el, nu e urgent. Nervoși, sătenii au intrat în mănăstire ca să stea de vorbă cu stareța, care n-a vrut să dea ochii cu ei. S-a ascuns în chilie. Măicuța care și-a rupt piciorul spune că s-a chinuit o săptămână până când unui preot i s-a făcut milă de ea și a dus-o la spital, ajutat de alte două călugărițe. Am rugat-o pe maica stareță, Maria, să merg la doctor. Mi-a spus că să mai stau o săptămână. Maicele și-au dat seama că este urgent, au avut acest curaj de a-l suna pe părintele protopop, ceea ce maica stareță Maria considera că este neascultare, le-a pus pe lista neagră. Cei de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei îi au însă apărarea stareței. Femeia care și-a rupt piciorul nu trebuia să părăsească mănăstirea fără permisiune, nici măcar la spital. Transferul s-a decis pentru abaterile pe care le-a avut față de autoritatea bisericească. Chiar și în casa Domnului, ordinele se respectă, nu se discută. A venit ordin, decizie de la episcopie să ne mutăm în altă mănăstire. E motivul neascultării. Medicul de la spitalul din Nehoiu, la care a ajuns femeia, confirmă faptul că avea o fractură care se agravase pentru că nu fusese tratată. S-a înnegrit deciul din cauza sângelui care s-a revărsat. A zis că nu au putut veni, că nu li s-a permis. Credincioșii nu vor ca măicuțele să plece și spun că dacă nu ar fi fost ele, mănăstirea s-ar fi transformat într-o ruină. Câte n-a făcut, ce n-a făcut, ce să vede de toate făcut ele. Nu le lăsăm să plece, indiferent ce ar fi. În ciuda sprijinului localnicelor, cele trei călugărițe acuzate de neascultare au fost nevoite să părăsească mănăstirea. Dacă ar fi refuzat, ele ar fi fost excluse din lumea monahală.